Militarii ucraineni vor înceta să-și mai retragă armamentul din zona de conflict dacă rebelii proruși vor continua să mai lanseze atacuri asupra lor. Avertizarea respectivă vine din partea președintelui Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Alexandru Turcinov. Despre ce mai scriu astăzi publicațiile din lumea întreagă aflați imediat. Ministrii de externe din Europa și Asia se vor întâlni astăzi la Luxemburg. Oficialii vor discuta despre combaterea terorismului, economia mondială și schimbările climatice. Potrivit BD News 24, summitul va dura 2 zile. Liderul separatiștilor din regiunea Donetsk, Alexander Zaharchenko, acuză Occidentul că trimite persoane care participă la misiunile umanitare din estul Ucrainei, dar de fapt aceștia sunt colaboratori ai serviciului lor de securitate. Latest News scrie că anul trecut forțele de ordine ucrainene au reținut și au extradat 2 americani din acest motiv. Rusia vrea să aducă în Siria armament greu care va fi utilizat de la sol. Declarația a fost făcută de asistentul pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului american de stat, Victoria Nuland. Potrivit Lenta, oficialul susține că această decizie a Moscovei va înrăutăți și mai mult situația din zonele de conflict din Siria. Numărul imigranților care au intrat ilegal în Croația de la mijlocul lunii septembrie se ridică la peste 320.000. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Interne de la Zagreb. Potrivit Agerpres, doar în ultimele 24 de ore în această țară au intrat peste 2.200 de refugiați.